Situație dificilă pentru complexul energetic Oltenia. Compania a rămas fără 6,3 milioane de lei în conturi, suma fiind executată silit pentru Clubul Pandurii Târgu Jiu. Executarea s-a făcut deși cele două părți semnaseră un protocol de eșalonare, iar CEO chiar a virat o primă tranșă de 2 milioane de lei. Ulterior, efectuării plății din conturi a fost retrasă întreaga sumă de 6,39 milioane lei. Administratorul special al clubului, Marin Golea, spune că CEO nu ar fi respectat termenul din protocol pentru a efectua plata. Eu am primit doar o sumă virată de mai de ei, voluntar, de 2 milioane. Ulterior, executorul a executat întreaga sumă, distribuindu-le suma virată de către CEO înapoi. Și acum aștept ca executorul să facă următoarea plată. Ei v-au virat prima tranșă. Da. Da, dar și apoi... Dar cu întârziere. Și a căzut acea înțelegere, pentru că eu am încheiat protocol cu ei pentru eșalonare dată de 19, cu condiția asta suspensivă, nu se respectă termenul, acea eșalonare n-are nicio importanță, nicio relevanță. Marin Golea afirmă că după ce a fost executată întreaga sumă, CEO a primit înapoi prima tranșă pe care o virase. În condiția asta, executorul a declanșat procedurile de executare silită, a încasat toată suma, da? Și l-a distribuit înapoi suma virată de către CEO Oltenia voluntar. Adică prima tranșă pe care ei deja o virase, le-a fost restituită. Da, să luați, executați de data de 20 sau 21, nu știu când le-a executat. Și Consiliul Județean Gorj a fost executat de Pandurii Târgu Jiu, instituția fiind unul dintre cei 5 asociați obligați de instanță să plătească restanțele la cotizații.